Alina, îți mulțumim, iar un nou val de caniculă cuprinde Europa și putem vedea pe hartă, doamnelor și domnilor, vor fi temperaturi de peste 35-40 de grade la umbră în jumătate din România, iar disconfortul termic va fi unul accentuat. Valul de caniculă însă va afecta, vedem, și sudul Italiei, Grecia, de asemenea, Bulgaria, România, dar și Turcia, doamnelor și domnilor. La noi în țară este deja în vigoare un cod galben de căldură excesivă emis de meteorologi, avertizare care va fi extinsă în zilele următoare și vreau să mergem chiar acum la sediul ANM. Suntem în direct cu doamna Oana Păduraru, meteorolog de serviciu. Bună seara, doamna Păduraru! Așadar, am văzut și săptămâna trecută canicule, dar și fenomene meteo extreme. Ne putem aștepta la astfel de fenomene și săptămâna aceasta? Bună ziua, bine v-am găsit! Într-adevăr, valul de căldură se extinde treptat peste cea mai mare parte a Europei. Desigur, vizate sunt în principal țările din sudul, centrul și sud-estul continentului, inclusiv zona țării noastre, și așa cum spuneați, este în vigoare deja un cod galben pentru temperaturi ridicate, pentru caniculă și disconfort termic. Atât astăzi, cât și pe parcursul zilei de mâine, valorile termice tind să ajungă în Oltenia, Muntenia, dar și în partea continentală a Dobrogei, precum și în sud-vestul Transilvaniei mâine și în sudul Banatului, până în jurul la 35 de grade, iar disconfortul termic după amiaza va fi în creștere. Chiar și în momentul de față sunt zone din sudul țării unde indicele temperatură umezeală a atins pragul critic de 80 de unități. Pe parcursul nopților, temperaturile au tendința de a crește de la o noapte la alta. Mâine noapte ne așteptăm deja la prima noapte tropicală cu temperaturi în jurul la 20 de grade în zonele vizate de codul galben, dar și în zona litoralului și în dealurile de vest, unde se vor înregistra în nopțile următoare chiar și 24-25 de grade. Atmosfera va deveni, desigur, irrespirabilă. De miercuri încolo, valul de căldură se va intensifica în zona țării noastre, iar în a doua jumătate a acestei săptămâni, cel puțin în zonele de câmpie și de podiș, temperaturile vor ajunge să depășească 35 de grade, se vor situa chiar în jurul la 38 de grade, iar pe parcursul după amiezelor, disconfortul termic va fi în accentuare. În ceea ce privește instabilitatea atmosferică, pentru că întrebați vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută, dacă mai avem astfel de episoade, gradul de instabilitate va fi unul destul de redus în această săptămână, doar mâine, în zonele montane și submontane și pe arii mai restrânse în partea de sud-sud-est a țării noastre, dar și în partea centrală și estică, vor mai fi averse și descărcări electrice, însă cantitățile de apă nu vor fi însemnate.